o surioară. Flori-n prag au să-i răsară. Cine are o surioară. Bună ziua, dragii noștri! Iarăși Ulesea Paladi și iarăși o surpriză frumoasă astăzi, 25 noiembrie 2020, suntem în satul Izvoare, Raionul Feleș. Venim aici spre Adela, ce face o frumoasă vârstă de 50 de ani. Deci noi încercăm astăzi să-i aducem emoții de suflet. Noi încercăm astăzi să-i aducem zâmbet, să-i aducem voie bună, să-i căldăm frumos la mulți ani, astăzi, într-o zi specială, când dumnea ei, probabil sau cu siguranță, vedem deja, nu intuiește că o așteaptă o surpriză frumoasă și aceste emoții care sunt direcționate spre dumnea ei din partea cuiva drag, de departe, care cu mare drag, cu mare dor și mare dragoste, astăzi stinde cu tot din adinsul să o felicite, să-i spună frumos prin echipa noastră, prin intermediul nostru, prin intermediul meu, la mulți ani. Haideți și aici cu mine să aducem cele mai frumoase emoții de suflet. Cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericită să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Doamna Adela, bună ziua! Bună ziua! Spate la dumneavoastră? Da. Noi suntem echipa surprize la tine acasă și azi avem un dar și o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. Și uitați-vă, noi, cum am spus, am o surpriză pentru dumneavoastră și suntem cu daruri foarte multe, fiindcă cunoaștem că astăzi faceți o frumoasă vârstă în viața dumneavoastră, jubileu de 50 de ani. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră intuiți sau, nu știu, puteți să ne spuneți cine ne trimite azi aici pentru dumneavoastră, să vă spunem frumos la mulți ani. Ce simțiți dumneavoastră? Cam cine ar vrea azi să vă bucure frumos? Oameni dragi? Oameni care vă iubesc? Aveți? Așa, așa. Aveți mai mulți frați, am înțeles, că da? Da. Așa. Eu o să vă dau un nume și dumneavoastră îmi spuneți dacă îl cunoașteți și dacă îi dea dumneavoastră. Merge așa? Da. Așa. Cine este Octavian? Așa. Cine este Octavian? E fratele dumneavoastră? Octavian, fratele. Octavian. Așa. Și Liliana? Liliana, cumnata? Cumnățica, da, așa. Și doi nepoței mai aveți acolo? Da. Sunt el și Octavian, care vă iubesc și astăzi împreună fratele dumneavoastră cu familia lui scumpă vrea să vă bucure și ne trimite pe noi aici să vă aducem aceste daruri și desigur să vă salutăm cu mare drag și dor din partea lor. Deci uitați-vă, eu o să vin spre dumneavoastră cu această tortă frumoasă și dumneavoastră o să-mi spuneți dacă vă place torta. E bine așa? Așa. Ia uitați-vă ce am eu pentru dumneavoastră aici. Ia uitați-vă. Cifra 50, vârsta dumneavoastră. 50 de ani faceți azi, da? Da. Așa, și uitați-vă, nu e special, adică ei, mai precis zis, au ales această tortă și mare, și gustoasă, și frumoasă pentru dumneavoastră și cei care astăzi vă vin la sărbătoarea dumneavoastră. Că văd că aveți oameni dragi lângă dumneavoastră deja. Sărbătoarea a început. Da. E bine, așa. Noi punem această tortă aici pe masă, pentru că mai avem și alte cadouri frumoase pentru dumneavoastră. Așa. Ia uitați-vă ce coș avem noi frumos și mare și bogat pentru dumneavoastră, la fel din partea fratelui Octavian, la fel din partea cumnatei dumneavoastră Liliana și cei doi nepoței. Și vi-l mânăm cu mare drag și cel mai mare respect față de dumneavoastră. O să-l punem aici, că e greu.
Scutură. Așa. Și uitați-vă, mai avem un coș pentru dumneavoastră. Deja este un coș cu bunătăți, cu dulciuri, cu fructe, cu șampanie cu care să discutați aici cu oamenii dragi. Și la fel din partea lor. La fel să vă bucure, să vă spună frumos la mulți ani și să vă spună că vă iubesc foarte, foarte, foarte mult. Și o să-l pun iarăși aici. Ia. Deci, așa, sunt de toate. Sunt de toate și sunt toate pentru dumneavoastră. M-a rugat din tot sufletul să vă transmit că sunteți om drag pentru ei, că vă iubesc foarte mult, că își doresc din suflet să vină acasă și să se revadă cu dumneavoastră și vă doresc din suflet să fiți tot atât de binevoitoare, tot atât cu suflet bun, tot atât de blajină și aici împreună cu mama. Să vă alinați împreună, da? Așa, da. Să mai discutați, să vă treacă zilele mai ușor. Noi vă spunem la mulți ani încă o dată, o zi frumoasă, mulțumim din suflet că ne-ați primit și noi cu mare drag și plăcere, dacă ne mai primiți și altă dată, venim cu cel mai mare drag față de dumneavoastră. Mulțumim. La mulți ani din tot sufletul. Da, noi știm că doamna Adela își compune și poezii ceva de genul, da? Așa, chiar vrem să le auzim. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos! 50 de ani ai mei! 50 de ani ai mei! La un buchet de flori! Le-ai mirosit, le-ai aruncat! Sunt anii mei pe care i-am rădat! N-a fost ușor ca să opet, ca să-i petrec cu jele! Dar a rămas în scaun cu rotile! Voi mai râda! Și ani și-o rămas, dar am trăit cu jele și negază. Nu-i șertoane, multe de toate, dar unchi de sănătoate, sănătoate dacă nu ai, să știi că nimeni nu ai. Bravo! Super! Sunteți extraordinară, doamna Adela, și vă spun din tot sufletul, niște cuvinte care pătrund la suflet, niște cuvinte care vin din sufletul dumneavoastră, cu siguranță, și sunteți o doamnă cu literă mare. Bravo! Chiar bravo! Și noi chiar vă aplaudăm! Le meritați din plin! Mai are ceva? Da. Da, da, desigur! Doamne, eu nu șer mai mult! Doamne, eu nu șer mai mult! E rost să-mi doai putere! Să-mi fie amarul cât e greu! Eu sunt o mângâiere, sunt înșință de primăvier, florile-mi floresc să o filez, dar eu stau la pas și nu mai pornesc. Când oare floarea mea va înflori frumos, să las eu dată patul, să mă pune pe jos. Toți anișorii mei frumoși i-am petrecut la pat. Îi mulțumesc din suflet, dar cei ce m-au gădat. Dacă aș spune că sunt fără cuvinte, ar fi puțin. Sunt drept ca să vă mulțumim și dumneavoastră când mi-ați scris ușa. Mi-ați cătat, mi-ați găsit la noi acasă. Vă mulțumim din suflet. Adică. Vă mulțumim din suflet și cine v-a îndrumat, că ați o găsit pe de la care stă la pat. E trist să stai numai așa, dar nu mai am ce face, asta e viața mea. Mă închin până la pământ în fața dumneavoastră, sunteți așa de buni, veniți la mine acasă. Plângă eu, plânge și mama mea. Soțătura sa, mana, să mă vadă așa. Să fiți sănătoși, ca cerul pe linii schele, și părinții voștri să nu mai aibă jele. Vă mulțumim, mi-ați ascultat, mi-am dat. Să știți că atunci când ne-am pornit cu surpriza la voi, am crezut că o să aducem noi emoții pentru voi. Dar dumneavoastră ne-ați dovedit acum la toți că emoțiile de suflet au venit de aici, din casa voastră și anume de la doamna Adela. Eu știu că acum e pandemie și știu că nu avem voie
să ne apropiem prea aproape unii de alții. Însă eu, dacă îmi permiteți, chiar din suflet vreau să vă strâng mâna, să vă spun că sunteți foarte bravă, să vă doresc mult, mult, multă sănătate, putere, să mergeți înainte cum ați făcut-o și la acești 50 de ani, fiindcă până acum, dacă ați ajuns aici și ați ajuns la această vârstă, Dumnezeu v-a înzestrat cu multă, multă, multă putere. Iar mamii, din suflet, în genunchi ne închinăm în fața Dumnezeu pentru atâta răbdare și pentru dragostea cu care zi de zi împărtășește fiecare clipă alături de dumneavoastră. Bucurați-vă că o aveți pe mamă. Bucurați-vă că aveți frații, cumnații, nepoții și toți cei care vă iubesc. Și astăzi primiți această surpriză frumoasă din partea fratelui dumneavoastră Octavian și să nu-l uitați niciodată. Și să-l țineți minte și acolo la suflet, să-l păstrați și pe el, și pe cumnată, și nepoții, și toți oamenii dragi care vă iubesc. Și astăzi fiți fericită că este sărbătoare și e ziua dumneavoastră. Mulțumesc că ne-ați primit. Vă lăsăm cu bine și din suflet vă dorim ani încă înainte, cu răbdare, putere și credință în Dumnezeu. Sunteți bravo, din suflet. Sunteți bravo și un exemplu pentru noi. O zi frumoasă să aveți. Sănătate! Mulțumesc! Fiți sănătoasă! Sănătoasă! Viață trecătoare, mai plinițit așa de doare, nu pot să mă duc să vin, la tine, Doamne, mă închin. Sunt un om cu suflet mare, eu te rog să-mi dai răbdoare, peste toate ca să trec și la tine ca să plec. Eu mă rog la frații mei să nu mă lasă la greu. Am fost un om bun și eu, așa i-o dat Dumnezeu. Nu mai lacrimi și necaz, Doamne, unde să le las? De atâți ani de zile, toate s-o să duc cu mine. Așa. A, următoarele cadouri vin. Cine are o soare dragă, flori de dor o să culeagă. Cine are o soare bună, masa repede o să-i pună. Baloane, dar dacă e sărbătoare și baloane trebuie. Are-n văiuri munte. Sora-i soră, ori și unde? Steaua-i steaua din vecie, sora-i soră din pruncie. Luna-i lună
Mulțumim frumos! Mulțumim, ne-am decât! Părinte, bucurie în casa noastră, altă noi e trist. Hai la mulți ani! 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 La mulți de-i trec pragul, mă cuprinde, întâi plânge și apoi râde.